Salutare dragi gameri, bine ați venit pe Minecraft România, numele meu este Radu. Iar în videoul de astăzi o să vă prezint ce am mai făcut pe acasă, deoarece am terminat casa lipsa voastră. Nu știu de ce n-am mai vrut să mai filmez de data asta. Adică am vrut să termin casa și nu puteam să fac atunci un video. N-am mai făcut foarte mult, am pus tavanul, după cum v-am zis, am pus sticlă, foarte multă pinea. Am pus aici un geam ca să văd intrarea, un geam încoace ca să văd zona de câmpie, geam sus pentru iluminare, aici e dormitorul care este neterminat, geam deasupra ca să am și o lumină noaptea și să mă transform în vârculă când trece luna pe acolo. Aici un geam ca să văd munții aceia superbi și după cum v-am zis aici am făcut balconul. Să nu uiți de să precizez, o să aveți dedesubt un episod special sau dacă sunteți pe YouTube, verificați canalul meu. Nu uitați să dați și un subscribe dacă tot intrați pe acolo. Aveți un episod special unde v-am prezentat peștera mea, e undeva prin zona aia. Acum, după cum știți, de fapt nu știți, o să vedeți că am găsit și ceva diamante. M-am plecat la plimbare și am găsit diamante. Le-am folosit ca să fac un târnăcop, un topor și mai am încă câteva. În videoul de astăzi mai întâi voi trece de pe peaceful pe hard. Și nu știu unde stăm cu ziua, cam nu mă gătează. Îmi voi lua patul și voi pleca cu el la plimbare. În episodul de astăzi vom merge să explorăm puțin zonele, adică nu să le explorăm, să vi le prezint vouă, da, cred că înainte, cred că dorm acasă noaptea asta și după vom merge la plimbare, da, n-a venit încă noaptea. Hai să vă arăt puțin casa de din afară, nu arată spectaculos din afară, dar dinăuntru arată cât de cât ok. Am făcut intrarea asta așa mai... Așa. Îmi place cum are... Îmi place când nu e deloc simetrică în ambele părți. N-am putut să o fac simetrică aici la intrare, deoarece zidul ăsta vine exact în stânga și... pentru că vine în stânga, nu este simetrică partea asta cu partea asta. Ar fi trebuit să vină pe mijloc ca să fie simetrică, să pupune geamul ăla tot de două. Bun, hai să vedem dacă însă și pot să dorm. Deci nu prea cred. Ah, gata, pot să dorm. Cred că va fi un episod ceva mai lung. Mi-a zis să fac episoadele mai lungi. Păi, de-aia v-am explicat și în videoul anterior, în videoul bonus cu peștera, că nu le fac mai lungi pentru că vă plictisiți dacă le fac mai lungi de 10 minute. Și... nu știu, mi se pare mai funny așa să fac de câte 10 minute. După cum vedeți, mă scuzați, zbor de fericire. Am descoperit că este o metodă mai rapidă de a călători, dacă n-ar fi atâția copaci pe care, da, nu o să-i distrug. Opa, am găsit niște ciupești roșii, de asta n-am. Dacă am găsit trei ciupești de asta. Dacă le-am găsit peste afaceri, o să fac ciuperci giganti și... pe care o să le distrug și o să fac supă de ciuperci. E, după cum vedeți, am ajuns la munții aia pe care i-am văzut din cameră. Am mai fost pe aici, dar nu m-am dus mai departe. Am explorat puțin împrejur. S-ar putea să facem două episoade de explorat, deoarece am uitat patul, nu? Da. Of. O să vină noaptea și s-ar putea să rămân blocat pe aici undeva. Ne-am dat peste niște oi. Am luat fier, dar nu am... Da. Ah, așa se făcea, perfect. Credeam că nu mai știu să mai fac farfecele. Mă gândeam că mai trebuie ceva, dar era ilogic să mai trebuiască ceva. Cred că niște lemn, deoarece văd că au un mâner de lemn. Nu contează. Ce-am mai văzut eu prin comentarii, stai să-mi amintesc că am uitat.
Da, am acum un lapsus. Să vă mai răspund așa. Uitați, aici avem sus un lac. Cred că aici o să-mi fac o casă de vacanță. Fac aici sus o casă numai din lemn. Opa, am dat peste dovleci. Ce tare. Așa ne-am văzut. Mă scuzați. Am trecut peste zile oribile în care am fost răcit. Ăștia se distrug mai repede cu ceva? Nu cred. Toporul. A, toporul, așa. A, e logic. Uitați căsuța mea. Ce oribil arată. Mă dați seama că peste vreo 40 de episoade pe aici va fi plin de drumuri și de chestii. Și sper ca pădurea asta să mai existe și atunci. Acum nu știu. N-am văzut și ceva. Opa! N-am oase, nu? N-am oase. Vreau oase. Am dat peste cățe și n-am oase, așa că voi aplica tactica mea obișnuită. Întoarce-te, n-ai văzut nimic. Întoarce-te. Da, n-ai văzut nimic. Cuțu. Da, 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 da. Bun. Trecăm peste. Da, foarte mulți mi-a zis că eu nu fac glume în videourile mele. Mă. Am... Nu știu. Deci, mă, nu înțeleg de ce. În România. Hai că începui deja să mă bâlui. Nu pot să fac glume în videouri. Dacă aș face videouri în... Deci nu neapărat în România, dar în română. Dacă aș face videouri în engleză, aș putea să fac glume. Dar în română, nu știu, mi se par stupide glumele. Sau, de obicei, în videourile mele sunt glume cu subînțeles. Cei care se prind, se prind. Cei care nu se prind, nu se prind. Și... Ia uita ce frumos e pe aici. Deci să nu vă așteptați că o să încep eu să fac ca anumiți youtuber să încep să stau să înjur în videourile mele, să... Nu, nu, nu-i pentru mine. Ia uitați ce frumos, vai, ce frumos e pe aici. Deci n-am mai avut o hartă așa frumoasă de mult, mult timp. Știu că încolo este o zonă unde cam îngheață lucrurile, e ceva mai frig, e zăpadă. Eu acum mă uit după... niște oi, deoarece o să vină noaptea și n-am niciun pal la mine. Uitați ce frumos e pe aici. Muntele ăla e bine, dealul ăla. Sau muntele ăla e genial. Hai să mergem tot în față să ce mai găsim. Aștept de asemenea, vă rog să-mi ziceți în rubrica de comentarii câte o propunere pentru... video, pentru ce să construiesc pe aici. Voi vedeți zonele ce filmez eu și după nici ce să construiesc prin ele. Da, avem aici o baltă. O cascadă și vreau să mă urc pe ceva mai înalt ca să pot să analizez. Poate îmi da și peste o oaie, că mai avem timp, dar atunci când cauți oi, nu găsești tu oi. Știu că și ultima dată când m-am dus să-mi fac și o patul, am căutat la oi, cred că n-aibă, vreo două nopți, vai. Ia uitați, vai, vai, vai. Da, am găsit, am voi, oi, 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 oi. Sunt puțin că am răcit, că am trag de nas. Noi am ajuns la zona înghețată pe care o văzusem pe partea lantă. În mod normal ar trebui să fie și pe aici înghețat, dar văd că nu este. Nu știu cum continuă zona, sau poate acolo zona și aici altă zonă. Oițe, ce faceți, mă? Of, mă arată atât, măi. Aia era o găină. Da, bun, mai era una neagră și mie mi-ajunge. Unde ești, oița? Oița? Da, n-am nevoie de voi, găinilor. Hai că suntem exact aici la limita, că... N-am așa ceva greu la mine, că din câte n-am înțeles acum dacă le hrănesc, gata, am găsit încă una. E, mi-a dat două bucăți. N-am, deci dacă cumva vine noaptea, ceea ce o să se întâmple în curând, dar s-ar putea decât ziua asta să o petrec pe drum. Și ziua următoare e să... Nu, pentru ziua următoare o să opresc videoul sau o să mai uităm pe aici noaptea.
Leu, am uitat să mănânc. De obicei, în live stream îmi zicea Zoe când trebuie să mănânc, acum nu mi-a... Nu mi-a ce să mi zică. Mi-am uitat oi multe. O să-mi fac și o fermă în curând. O să le iau și o să le duc acasă. Mă scuzați. Uitați, arăși dovleci. Momentan îmi ajung așa, o să mă duc și după aia. Și mai mulți munți. Harta asta, aici e numai zona de munte. Super tare, ce să zic. Avem aici un mic petec cu zăpadă. De ce îmi plac mie zonele cu zăpadă? Mie îmi plac deoarece aici ninge, nu plouă. Și îmi plac zonele astea, nu zonele de tundră. Pentru că în tundră... Vezi și un deșert pe aici pe aproape? Hai să tundem oaia. Scuze, oiță, nu am vrut să stau în tine. Ce frumos. Deci harta asta este o hartă, după cum vedeți, foarte, foarte, foarte frumoasă. Forme extraordinar de relief. Deci pentru harta asta, eu dacă nu vedeam harta asta, puteți să-i mulțumesc foarte mulți care vă uitați la mine, deoarece dacă eu nu vedeam, nu făceam acest let's play. Deci n-am mai văzut din Alpha așa ceva, insule zburătoare. Ah, ce dorm era de ele. Probabil că am băgat un sit puțin mai ciudățel ca să obțin chestia asta, dacă nu v-am mai zis, dar v-am mai zis în comentarii și în primul video v-am zis. Sidul meu este Minecraft România cu mare și râmare legat. Băgați sidul și vedeți ce... Poți să primiți exact aceeași hartă. S-ar putea ca biomele să fie diferite. Sau, da, biomurile. Uitați niște porci. Hai la vânătoare! Fac și o level 9. E, aproape am făcut level 9. Eu mi-am făcut un plan de 300 de episoade de Minecraft. Adică o să vă trebuiască să mă suportați mult timp de acum înainte. Bun. Uite, acela a fost muntele. Cred că e acolo o serie de mai mari de lanțuri muntoase. Dar am vrut să văd și acest deșert. O să vin și o să rat tot nisipul ăsta la propriu. Am găsit, am aia, deci este pe acasă, dar de ce să o lăsăm? Nu știu de ce, dar odată cu ultimele update-uri găsesc decât două bucăți de 300 la prima, atunci când se generează harta, după mai cresc, dar prima dată găsesc decât două bucăți. Unde e soarele? Nu, dar n-am și pe ceva munte. N-am un loc unde să mă ascund în seara asta. O mlașină, n-am dat pe nici o mlașină până acum. Trebuie să mă întorc în zona aia, că altfel o să fiu aici, e când deschis, trebuie să mă întorc într-o zonă de munte. Și să intru într-o peșteră. Sau eventual să urcăm pe munte și să mă explorăm pe acolo. Am lână și de un pat, adică... Într-o eventualitate o să fac un pat, am intrat fix în cactus. Bun, nu trebuie mai mult de derulețul ăsta. Fac un adăpost temporar noaptea asta. Mai trec lumina la intrare ca să nu ne trezim cu ceata de zombi și de creeper și de scheleți. Ok, o să luminez aici înăuntru. Iau două bucăți de... Vă arăt aici tehnici esențiale de supraviețuire în Minecraft. Ok, mai mă duc în față puțin. Da, îmi trebuie un crafting table. Am destul de lemn ca să ne ajungă. Așa. Punem aici invers, da, bine. Gata, mi-am făcut un pat. Și ce să zic, noapte bună. O să mai continui acest episod, va fi un episod mai lung. Nu se poate întâmpla chestia asta. Fa, la asta nu m-am gândit. Atenție mare să vă lăsați mai mult spațiu deasupra, nu ca mine. Dar ce o să vă treziți pe pat și... O să aveți astfel de probleme. Cu topor se sparge mai repede, da?
Bun, hai să mai explorăm încă puțin. Vreau să văd și zona asta. Deșertul ăsta cred că e foarte mare. Vreau ca până mâine, deoarece astăzi nu o să mai fac niciun episod, o să-i une cu episod. Vreau ca până mâine să-mi spuneți dacă ce vreți să facem în episodul următor, dacă vreți să continuăm construitul sau să mai continuăm exploratul. Aveți rubrica de comentarii pe minecraftromania.ro sau și pe YouTube, nu contează, dați pentru aceste peisaje, dați și voi un like pe YouTube. Foarte mulți m-ați întrebat ce câștig eu de pe YouTube, vă zic nimic. De ce îmi pun videole pe YouTube? Nu știu, am avut și stream propriu pe site la Gaming TV. Nu e mare chestie. Aș avea o calitate, adică aș avea opțiunea unei calități mult mai bune, așa. Să-mi fac eu acolo propriul meu stream cu HD, dar... ce pot să zic, îmi place YouTube pentru că e acolo o comunitate deja formată. Am început să... bine, nu e formată, e în formare în România. Mă, încep și încet încep să-i cunosc pe băieți, sunt super ok băieții, na. Din episodul ăsta înainte o să încep la sfârșitul fiecare episod să recomand câte unul. Adică cam într-un minut o să recomand primul meu, o să fac prima mea recomandare. Cred că o să fie un canal pe care îl cunoașteți toți, dar este un tip super tare, care eu îl apreciez foarte mult și un tip, nu știu, care unor mă inspiră. Ok, ia uitați și zona aceasta. Deci pur și simplu este genială. Harta este foarte frumoasă, după cum vedeți, are și baguri, are și insule zburătoare. Bun, cam acesta a fost video-ul nostru de astăzi. După cum v-am promis, recomandarea mea pentru astăzi este Gaben. El este un vlogger de pe YouTube, un videoblogger, mai bine zis. Canalul lui îl vedeți acum în dreapta sus. O să vedeți foarte multe opinii interesante de ale lui. Urmăriți-l cu plăcere. Nu uitați să-mi dați și un subscribe, să dați și un subscribe. Dacă v-a plăcut video, dați un like. Și până data viitoare... o să mor de foame. Pa, pa!